Tânărul clujean știe că bunătatea oamenilor l-a ajutat să ajungă până în acest punct. Un mesaj de mulțumire stă deasupra noului cărucior pentru toți cei care i-au fost alături. Magazinul mobil a fost proiectat pe baza sfaturilor oferite de Robert. Eu am avut desen făcut cu mâna împreună cu Robi, mi-a explicat cam ce ar avea nevoie. După aia am făcut un proiect pe dorințele lui să îi fie util, mai ales ca și bloc de depozitare, ca și loc de unde să-și pună produsele, să se vadă cât de multe, are sortimente extraordinar de multe și am încercat să-i facem pe ce vrea, ca să-i fie util. Noi inițial pe proiect am plecat pe o roată electrică, dar din păcate producătorul din Germania ne-a dat niște condiții de garanție care nu justificau cheltuiala încă 1500 de euro și am hotărât de comun acord cu Robi lansarea căruciorului așa cum este, urmând ca ulterior să căutăm o soluție de propulsie împreună cu partenerii care au și construit căruciorul. Noul cărucior al lui Robi este prevăzut și cu spațiu publicitar pentru firmele care doresc să-l ajute în continuare. Tânărul clujean poate fi găsit în fața Muzeului de Artă de luni până sâmbătă.